Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Super săptămână răsărită de pe fix. Am încercat să tragem de weekend, nu am reușit să lungim. Tot ce putem face este să vă îndulcim ziua de luni și cum altfel, Dragoș, dacă nu cu zahăr. Ei, zis și făcut, am adus zahăr să te îndulcesc. Ia? Ia. Că doar nu cu miere, că am văzut la iau și televizor eu ca să fie ziua mai dulce. Că se face mierea cu clei de scaieți, cu tot felul de prostii, am văzut la știri. E bun. Nu mai am încredere. Zahărul, ce trebuie. Dragoș, dacă nu putem să ne înducim șefii, că poate nu o să putem să le dăm o linguriță de zahăr, am adus și zahăr praf și le dăm așa în ochi. Să sperăm că o să îndulcim într-un fel sau de unde și expresia praf în ochi, zahăr praf în ochi. Dragoș. Zahăr pută. Da. Unde-i cucu? Cucul cui? Pardon, cine-i cucu? Cine-i cucu? Era întrebarea. Colegul nou, Strucucu, drag și scump. Stați! Trăiește, nu vă speriați. E? Pe undeva? E în turneu, a plecat cu teatru. Deci, a trebuit să-i pune maneaua. Deci ai plecat! Și pe noi ne-ai lăsat. Pleacă mâine, o să-mi treacă, da. Cel puțin așa susține Adrian Cucu, că ar fi în turneu, dar îl sunăm la un moment dat și probabil că o să-l auzim. Trebuie să vedem ce face, Dragoș. Zic, dă-mi doi colegi. Ieri am fost să inscripționez tricourile astea frumoase, care le puteți vedea pe noi. Am aici un whiteboard, as in tabla albă, ca să vă demonstrez o chestie foarte tare. Mă duc ieri la domnița aia scumpă și frumoasă, de la standul ăla dintr-un mall care inscripționează tot felul de tricouri. Așa. Ceasuri, cuci, mă rog. Și zic, scriem, te rog, pe tricou unde-i și punem cucu. La care tipa scrie. Unde-i? Unde-i? Deci am rămas... What? Say what? Deci așa am scris unde-i? Ca să ne înțelegem ce face Facebook-ul, Mesu, Mircu și restul din noi. Ma, cum să scrii unde-i? Și bine, înțeles că zic, nu, nu, scrie, te rog, unde-i? Unde liniuță-i? La care ea. Un? Zic, bun. Nu, nu! Nu! Nu așa vreau pe tricoul meu, vreau unde, cu liniuță-i. Deci, unu, cifra și dei. One day. Așa se scrie, unde-i. De acum încolo, fi așa, mă, unde-i. Și scrie, one day. Și tot așa, săptămâna trecută, dacă ți-amintești, Nea Jenel, fanul nostru numărul 1. Da, el chiar că la un moment dat, îl chemase nu știu cine să-i amenajeze grădina din fața blocului și a zis că el merge cu know-how-ul. Dacă ceva vecini sau ceva prieteni de la altă asociație l-au solicitat să le arate celor de la asociația cealaltă cum se face, nu? Know-how care... Cu... Da. Evident se scrie așa, know-how. Bineînțeles că Nea Jenel era ceva de genul know-how. Așa hai să scrie know-how. Deci, dragii mei, cam asta se întâmplă. Și de atunci noi ne salutăm know-how.
Mai știam eu un banc, că era lătrătura câinelui ardelean. A, no, și zice, how, no, no ham. Era no ham. No ham. Ei, cam asta. Nu știa fata cu scrisul cu astea, dar bine că nu era de aia ce tatuează. Că așa un tricou îl schimb, n-ai treabă. Ai zis de îndulcitori, de zahăr, de îndulcit zilele. Vă zic care sunt cei mai buni 5 îndulcitori și care sunt cei mai răi. Spune foarte rapid. Faptul că zahărul dăunează sănătății este deja cunoscut, asta știm, fiind simplu măcar din punct de vedere teoretic trebuie să eleviți. Însă lucrurile se complică puțin atunci când vine vorba de alegerea unui îndulcitor de tip mai nou, să zicem. Hai să vedem care sunt îndulcitorii răi. Aspartamul, dacă îl găsiți, să știți că nu-i foarte bun. Este chimic, folosit în băuturile acidulate light și în alimentele cu un conținut caloric redus, dar unii oameni se aleg cu dureri de cap de la el, ar fi de evitat. Nectarul de agave, de asta n-am auzit până acum, ai auzit? Eu n-aș mânca așa ceva niciun caz. Conține 70-90% fructoză, aia știu ce este, este zahăr din fructe. Cum ar fi să ceri o cafea? O cafea cu nectar de agave, vă rog. What? Trebuie să existe vreun loc cine știi ce-ți dă? Pe modelul undei, cine știi ce primești? Ciment. Ăsta, nectarul de agave, zice că, datorită conținutului ridicat de fructoză, contribuie la rezistența la insulină, un factor de risc pentru diabet. Nu-i bun. Sucraloza. Mai este cunoscută sub numele de Splenda. Este procesată prin folosirea clorului, iar îndulcitorul trece prin organismul uman și ajunge în stațiile de tratare a apei reziduale, iar oamenii de știință se tem că acesta ar putea schimba obiceiurile de hrănire ale organismelor și ar putea interfera cu fotosinteza, ceea ce ar pune în pericol întreg lanțul alimentar, trofic. Deci sucraloză. Aș dori pe mâine dimineață, domnul producător, să se facă și să se aducă sucraloză. El îmi spune că mi-aduce pur universal. Bine. Zahărul, știm care treaba cu el. Siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză. Ăsta zice că ar da ca factor de risc supraponderalitatea. A început să crească rata supraponderalității odată cu introducerea pe piață acestui sirop, acum vreo 30 de ani. Este cel mai dăunător lucru în ceea ce îl privește, este faptul că este adăugat într-o grămadă de produse procesate, este ascuns. Cum ar fi? În pâine, în iaurturi, în ketchup, în tot felul de... Păi știi cum mănâncă americanii? Că tot ce mănâncă e foarte, foarte, foarte dulce. Păi cred că numai din astea bagă în ei. Bun, v-am zis de ce e rău, vă zic și despre îndulcitorii buni. Extractul de ștevie, 0 calorii. Singurul minus pe care îl are este că nu se comportă bine la copt. Bine, și unde mă duc să iau extract de ăsta de ștevie? Cred că în magazine din alea naturiste sau bio. Mă duc pe câmp să-mi iau niște ștevie. Sau căutăm pe internet. Niște ștevie să se aducă și să se facă. Xilitolul, sorbitolul și eritritolul. Dumnezeule! Sună cam ciudat, sună cam chimic. Nu o să le zic, dar ce că ar fi bun. Și mierea, zice se că e bună. Melasa neagră. Melasa neagră nu-i ceva noroi? Nu. Da. Știi că se dădeau pliculețe de zahăr res ca și gumă de mestecat. Da. Ca, da, și, da. Cum e, ca și cum e de mestecat. Sau chibrituri. O să-ți dea și cu lingurița, cu melasă. Dacă tu făceai când erai mică zahăr cu cacao? Fai, ce bun era. Și cu gălbenuș de ou. Tu crezi că toată ziua mănâncă picii ăștia tot felul de chestii cu... Nu fac reclamă, oricum bune, nu ce mâncam noi, zahăr cu cacao și mi se părea cel mai bun desert ever. Dar evident că s-au schimbat timpurile și acum mâncăm sirop de arțar. Da, cu ăsta închei, cu siropul de arțar, este un îndulcitor bun. Zice că are mai puține calorii decât mierea, mai multe minerale și ar putea chiar să țină departe cancerul și bolile de inimă. Opa! Uh-huh. În Canada de aia probabil oamenii sunt atât de bine cu inima. Zice aici, ai grijă însă ca pe etichetă să scrie 100% sirop de arțar, nu sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză și aromă naturală de sirop de arțar sau alte variante. Bun, deci grijă mare. Când te duci în Canada, în afară de salmonul afumat și canadiană,
ia-ți și un sirop de arțar, că se face sirop de arțar bun acolo. Se mai zice că zahărul brun ar fi foarte bun și multă lume cumpără. E 6 lei jumătatea de kilogram. E bine, după ce am vorbit cu nutriționistele noastre de la Centrul de Arte Marțiale Tango și mi-au spus că nu, zahărul brun nu e bun decât dacă mănânci o tonă. N-are rost să vă mai luați jumătăți de kilogram sau kilogram, că nu are niciun efect. Doar că dați voi bani mai mulți. Nu mai luați zahăr brun. Mai bun în cocktailuri. Da? Da. Se face cu zahăr brun, se fac mai multe cocktailuri și asta este. Pe facebook.com/răsăriți de pe fix astăzi premiem like-ul cu numărul 500, așa că intrați repede acolo pe Facebook, dați. Suntem like la 494 și... acum, începem să numărăm, să vedem. Și ultimul like, hai să vedem de la cine este, este de la Liana Moldovan. Mai avem un like sus, ne zice păi ăsta este cască. Ultimul. Unde da, mă rog, să nu ne încurcăm chestia asta. A, la subscription. Da, bine, păi ăsta este rog, ultimul. Da, primit. Liana Moldovan este ultimul like. Nu contează să trăiască și ea, să trăiască și cel care va băga like-ul cu numărul 500. Producer, dragul meu, astăzi invitat de onoare este Luat în ochi, bine și în această dimineață, domnilor, să vă povestească despre pantalonii colorați, se poartă sau nu se poartă în primăvara aceasta. De asemenea, are loc Festivalul Universității Tehnice zilele acestea la Cluj-Napoca. O să avem și un invitat pe acest subiect. Avem și iluzionist, poate face cumva să ne-l aducă pe cucuna. Crezi tu? Da? Da. A fost în weekend lună plină, Diana Suciu ne va zice despre implicațiile pe care le are asupra astrelor, asupra viitorului nostru, ceea ce s-a întâmplat în weekend, adică apropierea asta a lunii de pământ. Nu știu dacă ai fost pe Facebook sâmbătă seara, toată lumea a făcut poze la lună. Cine nu și-a făcut poze la lună a trăit de pomană evenimentul ăsta. Dacă nu ți-ai făcut poze cu Super Luna, e clar, ești nașpa. Așa cum s-au făcut poze cu grătarele, cu micii, uite așa, zilele acestea ne dăm cu Super Luna. Pam, pam. Cum au făcut? Cred că din alea să încadreze luna, cum se face cu soarele, să tot fel. La un moment dat ținea cineva luna în palmă, după care luna privită prin pomi, statuia libertății cu luna, nu mai știu cine cu luna, toată lumea e cu luna. Frumos. Da. Și să închei cu invitații, îl mai am invitat pe Doru Crăciun, vorbim astăzi despre etapă, vorbim despre ce s-a întâmplat în weekend și vorbim despre meciul Clujului, despre derbiul Clujului, U Cluj cu CFR. Dacă vreți să intrați în legătură directă cu noi, dragii mei, poate ne spuneți voi unde e colegul nostru Cucu în această dimineață. Vă așteptăm la cele două numere de telefon, 504-864 sau 504-865, așa cum scrie și acolo pe tricou. Nu acceptăm bancuri cu blonde. Mulțumim! Revista Presei. La revista Presei începem astăzi cu Transilvania Reporter. Titlul de pe prima pagină, 1 iunie, cresc salariile și pensiile, clujenii cer înapoi și sporurile. În pagina 2 ni se detaliază această temă. Românii au cerut, guvernul promite că dă. Cu cât? Cu cât îmi crește salariul? Măi, nu știu, să vorbim cu cine trebuie. Am așa vești bune de dimineață. Of, of! Cabinetul Ponta vine la investire cu ochii pe agenda publică. Premierul desemnat Victor Ponta se prezintă azi relaxat în fața Parlamentului pentru votul de investitură, după ce USL a negociat susținerea UNPR și a grupului minorităților. Jumătate dintre români spun că principala lor problemă este lipsa banilor și o treime dintre ei consideră că prima măsură care ar trebui, pe care ar trebui să o ia noul guvern este creșterea salariilor, bugetarilor și a pensiilor. Nici o surpriză până acum. Păi, niciodată românii nu sunt mulțumiți. Mă uitam la un reportaj la TV săptămâna aceasta, mă rog, și la un moment dat era un târg unde s-au vândut foarte bine tot felul de produse. Vânzătorul a fost întrebat: ei, cum merge treaba? A vândut de s-a spart. Benișor. Niciodată n-am auzit un român să zică: bine, bine mă, atâta de bine a fost de nu mai pot. Binișor, cum mai? Bine, dai. Asta e. Mai da, acolo? Cea mai mare, detaliam puțin, cea mai mare problemă a românilor, adică a 51% dintre ei, este lipsa banilor, probleme financiare, nivel scăzut de trai. Abia
mult mai puțin lipsa locurilor de muncă, lipsa locurilor de muncă în general. Deci nu e o corelație strânsă între astea două, lipsa banilor. Pentru că, nu-i așa, trebuie să așteptăm să ne pice. Da. Și dacă nu pică, cade. Nu pică, tot nu se pică. Întâmplă ceva. Iar 13% au probleme cu sănătatea. Nu, no, săraci. Restul, nu am probleme, 6%. Vorbim ceva mai târziu cu Cristina Mihaela despre subiectul ăsta al ei. Bun, în Monitorul de Cluj, decizie neinspirată, clujenii au trecut pe lei tocmai când începea aprecierea euro. Economiile în euro ale locuitorilor județului au scăzut cu câteva zeci de milioane de la începutul acestui an. Dacă aveți bani la ciorap în euro, schimbați în lei și la saltea cu ei. Ei, nici cum nu e bine. Da, oricum, articolul ăsta e pentru cei care au bani prea puțin, nu ne interesează. Tot în Monitorul de Cluj. De ce este bine să bem zilnic bere, Dragoș? Cine crezi tu că e în poza acestui articol? Incredibil, dar adevărat, colegul nostru, Adrian Cucu. Trăiască berea în care ne-am născut, trăiască berea, că tare ne-a durut. Nu știu cu cine o fi acolo. O fi din turneu, o fi, da, un coleg actor, un actor. Deci minunat, azi dimineață iau monitorul, amețit, îl răsfoiesc, mă uit și zic, bă, știu pe băiatul ăsta și mă uitam la poză și mă uitam. Bă, deci dacă nu-i cu noi, îl găsim în ziare. Da, deci acolo-i Cucu, de aia nu vine la emisiune. Cucu, treci acasă în momentul ăsta. Cum se cheamă Cuci? Pipi, pipi, ca și puișorii sau? Cucu, treci acasucă. Hai se deschide să căsuța la Cucu, se deschide ușile. Da. Da. Deci de ce este bine să bem zilnic bere? Nu e un articol de colegul nostru Cucu, e o întâmplare, dragii noștri, dacă el e acolo în poza asta, e. Au găsit pe omul cel mai legat, da, de bere, probabil. Incredibil. Fiți atenți, berea nu îngrașă datorită conținutului caloric redus, Dragoș. Deci poți să bei și tu bere. Bei, da, bere? Mai beau bere. Așa. Este sursă de antioxidanți, este o sursă bogată de siliciu, este o sursă de fibre, reduce riscul formării pietrelor la rinichi, tot așa berea are roluri rățușcă rămurică, Ioana, rățușcă rămurică. Bun, acum cred că mai pot vorbi. Berea are rolul de a rehidrata organismul, un pahar de bere pe zi crește nivelul de colesterol bun, reduce riscul apariției de declinului cognitiv. Ah, deci de aia se bea bere, ca să nu fiți... Da. Mai puțin deștepți, așa. Dar vă ajută pe voi. Berea reduce riscul de apariția bolii Parkinson, poate asigura protecție împotriva diferitelor bacterii, iar berea fără alcool este recomandată mamelor care alăptează, deoarece antioxidanții din bere se transmit bebelușului prin laptele matern. De unde se nasc copii alcoolici, un pic. Ca și Cucu. Nu. Și berea fără alcool. O bună variantă de hidratare datorită conținutului mare de apă și a numărului mic de calorii. Bla, bla, bla. 12 motive de ce este bine să bem zilnic bere. Asta e, sigur, un articol scris de către un domn. Găsiți în pagina 6, Monitorul de Cluj, unde l-avem și pe colegul nostru acolo în poză. Drăguțul de el. Dragoș. City News. Primăria închide ghenele împotriva celor care caută în gunoi. Știm, sărăcia este principalul motiv pentru care tot mai mulți oameni ajung să caute în gunoaie. Reprezentanții municipalității spun că au primit multe sesizări din partea clujenilor nemulțumiți de cei care scormonesc în gunoaie. Și ăsta e un bun motiv pentru a închide ghenele. Să vedem ce spun reprezentanții primăriei. Zic ei, modernizarea presupune găsirea unor soluții de către compania de salubrizare care să permită pe de o parte colectarea selectivă a deșeurilor, iar pe de altă parte o securizare a deșeurilor în punctele gospodărești, ca pe durata pe care acestea se acumulează până la ridicarea lor să nu poată fi răvășite de către persoanele fără adăpost. Bine, așa ar fi ideal, dar soluția concretă nu există. Am văzut că ai noștri colegi de la Transilvania Live, Tudor Revoiuș cu Elza Almași, au făcut un reportaj incognito despre viața căutătorilor de gunoaie, cum te poți descurca, ce înseamnă o zi în pielea lor.
Îți dai seama câți maidanezi triști dacă se vor rupi de genele? Iui. Cristina Mihăilă este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce scrie astăzi Transilvania Reporter? Păi, ce puteam să scriem? Venit zilele trecute, de fapt, ieri dimineața am aflat cu toții că salariile bugetarilor vor mai crește puțin. De fapt, nu vor mai crește, că vor încerca să revină la nivelul din 2010, pentru că săracii bugetari au tot pierdut în ultimii 2 ani câte ceva de la salariu. Am făcut noi un calcul, am văzut câți bugetari sunt, am vrut să vedem cum au reacționat ei la primirea veștii și bineînțeles că nu sunt ei chiar încântați, pentru că știm noi, măsura guvernului în 2010 a fost de cu 25% salarii, din salarii, însă s-au tăiat tot felul de sporuri și facilități, a crescut TVA-ul, au fost mai multe măsuri de austeritate. Cristina, și spune, de ce niciodată nu se măresc salariile celor care lucrează la patron? De ce întotdeauna sunt salariile bugetarilor? Am amețit. De 1 mai, bugetarii au o zi liberă. De nu știu cât, bugetarii primesc nu știu cât la sută din salari. Bugetarii, despre cei care lucrează la patron, de ce nu se scrie? Suntem prea umili? Nu știm, asta cam așa este. Ne cam uităm cu jind la bugetari, pentru că ni se pare că au cam multe drepturi față de cei care lucrează la privat. Pentru cei de la privat există alte reguli, sigur că acum nu știm care dintre noi, dintre salariat, adică bugetar sau la privat, o duc mai bine. Cred că nici bugetarii n-au dus-o foarte bine în ultimul timp, în ultimii 2 ani, hai să fim sinceri, până la urmă. Asta spuneam, că salariile au scăzut practic cu aproape 40% și această creștere de 8% care a fost anunțată acum nu reprezintă mare lucru. Ori pentru salariul unui medic sau al unui profesor sunt niște meserii de bază, sunt niște meserii foarte importante. Cred că ar trebui să se gândească mai mult și să le ofere niște salarii mai rezonabile. Cristina, știi ce cred eu? Eu cred că cazul bugetarilor e super mega mediatizat, pentru că dacă am începe să promovăm și cazul celor care lucrează la patron, mai nu știu la care le mai cald sau mai rece. Așa este, și asta ar putea fi o idee. Chiar am putea să ne interesăm să facem o comparație, cu siguranță că sunt salarii și la patron, de exemplu, care sunt foarte scăzute. Am putea să facem un material de genul acesta, chiar ar fi interesant să aflăm cine o duce mai bine. Să-mi vii să mă întreb pe mine. O să te întreb, promit. Să vezi câte am să-ți spun. Iui. Te cred. Tocmai de aceea, mulțumesc pentru idee. Chiar e bine. Am văzut, Cristina, în articolul tău datele sondajului. Am și citat, 51% dintre români se plâng de lipsa banilor. Problemele celelalte, cum ar fi birocrația, corupția, lipsa timpului, lipsa unei locuințe, toate astea vin în sondaje cu un procente de 0,5-1%. Maxim 2% conducerea deficitară a țării. Da, știi cum e, românul de rând nu prea știe lucrurile acestea. El se confruntă în primul rând cu problema banului. Te duci oriunde te duci, dacă mergi să-ți cumperi o pâine, automat trebuie să scoți niște bani din portofel. Și de aceea îi resimt mult mai puternic această lipsă. Sau altfel, nu știu cum să explic, probabil că sociologii ar putea să-ți dea o explicație mai pertinentă în acest sens. Păi că totul trece prin stomac până la urmă. Așa este. Și ura trece prin stomac. Da, mai este și varianta, nu știu cine zicea zilele trecute pe la televizor, un politician din ăsta la care niciodată nu o să-i rețin numele. Mă rog, zicea că dacă ni s-ar da mai mulți bani, oricum am cheltui mai mult și banii ăia tot la stat ar merge. Deci, despre ce discutăm? Nu știu ce să spun. Probabil că e natura umană să cheltuie mai mult, dar cu siguranță n-am mai fi atât de nemulțumit dacă am primit mai mulți bani, cred eu. Tu dacă ai primit bani, cum ai zice? E bine sau e binișor? Așa cum ziceam eu mai devreme de un vânzător care a mers vânzarea strună și a fost întrebat de reporter, cum ți-a mers? Binișor. Hai, dacă mie mi se dau mulți bani, normal că o să zic, da, sunt mulțumită, nu o să zic, păi bine.
Da, exact, să știi că cred că asta vine și din faptul că noi suntem obișnuiți cu bani puțin și când vedem mai mult, cu siguranță satisfacția crește mult mai mult. Da, cu siguranță și mulțumită. Și Cristina, îți mulțumim foarte frumos pentru telefon. Mulțumesc eu. Să ai o săptămână răsărită de pe fix. La fel. La revedere. Salut. Vă continui revista presei cu gândul care prezintă fabrica de făcut copii a lumii. Adică ovulul de la o femeie din Europa de Est, sperma de la un occidental bogat și un embrion implantat într-o indiancă disperată. Ci că în India ar fi luat amploare chestia asta cu mamele surogați, cum se numește? Da. Da. Tot mai multe cupluri de americani sau de vest europeni bogați își comandă copii în India. Aș dori un copil blond cu ochi albaștri. Câte kilograme? Câte să aibă? 4 kilograme la naștere. E bine? E bună comanda? Și cum da. Prin telefon te trezești dimineața și în loc să-ți comanzi o cafea, știi? Se bagă și pe teleshopping în curând. Fără data cu oale și cu din astea. O italiancă din aia care abia vorbește cum e de altfel în toate reclamele astea de teleshopping. Una bucată, copil, blond. E allora, con diamanti, cado. Da. Linia de producție, cum spuneam, începe în Europa de Est. Femei din țări precum Ucraina, Lituania, Georgia, Armenia și Belarus acceptă să zboare până în Statele Unite în perioada cea mai fertilă a lunii pentru a dona ovule, în schimb a aproximativ 1000 de euro. După aia ovulul este fertilizat cu tatăl, așa. În unele state americane este permisă și crearea sexului copilului, controlarea sexului copilului, în timp ce în India acest lucru este interzis. Deci dacă vrei să determini sexul copilului, trebuie să faci lucrarea în America. Și embrionul rezultat este înghețat și transportat în India, unde niște femei extrem de sărace și disperate să-și hrănească familiile acceptă să fie mame purtătoare, așa se numește, nu mamă surogat, în schimb o aproximativ 5.000 de euro. Wow. Fain cum să zic, acolo. Trist, ciudat, mecanic, robotizat, cum să zic. Când... Dar nu-i mai zic. Nu, hai să nu-i mai zicem pur și simplu. În ziarul Click de astăzi, Dragoș, mai devreme sau mai târziu trebuie să ne apucăm de cântat. De ce? Trăistariu, care cântă fain, face 45.000 de euro într-o lună. Nu pe lună, nu super luna aia care ați văzut-o voi sâmbătă seara, pe lună, lună calendaristică. Mihai Trăistariu va avea o perioadă grea, săracu. Odată cu startul campaniei electorale, Constanțeanul începe o cursă contra cronometru între orașele țării, va susține 38 de concerte în numai 30 de zile, dar și răsplata va fi pe măsură 45.000 de euro. Așa cum de altfel anul trecut în primăvară anunța formația Haikyuu, trebuie să știți. Dana e colega mea, bla bla. La un moment dat ziceau că ei se reunesc. De ce? După 7 ani în care s-au certat și și-au dat în gură prin presă. Pentru că vine campania electorală și rost de făcut bani. De aia se reunesc toate formațiile ca ciupercile după ploaie. Așa și băiatul ăsta, Trăistariu, la care eu n-am mai auzit o piesă de-a lui pe radio de foarte multă vreme. Cred că dar de la important... Tornero. Cu Tornero. Tornero. Da. Da, s-a mai certat el, da? Nu pe motive de muzică neapărat. Scandalul din astea. Hai că mai am un articol tot în ziarul Click. Înainte să moară, Michael voia să facă sex cu Pamela. Deci, nici o săptămână fără Michael Jackson. Am tot zis și o să zic, eu am impresia cu ăsta. Pamela care? Sunt nicio Anderson? Formă. Sigur că da. Fostul bodyguard al lui Michael continuă dezvăluirile explozive. Într-un interviu acordat, acesta povestește că înainte să moară, starul voia să facă sex cu Pamela Anderson, să-și asasineze fratele și îi făcea vrăj voodoo lui Steven Spielberg. În cazul ăsta, bine ai făcut că... te-ai tot dus, simpaticule. Motiv de bucurie și de mândrie pentru turdeni. Pentru turdeni! Zim! Mâinile sus, Botezan, în ziua de Cluj aflăm că Salina Turda este cel mai bun proiect de turism din România. E cel mai popular obiectiv turistic clujan și a fost distins recent cu premiul pentru cel mai bun proiect în turism al unei administrații locale din țara noastră. Valea Sărată și Salina Turda au participat la competiție alături de peste 700 de proiecte din toate zonele țării și uite că au ieșit câștigătoare, a ieșit câștigătoare Salina Turda. Într-adevăr, un proiect unic
un proiect sărat, care ține dacă e sărat, sperăm că va ține, și în care s-au băgat o grămadă de bani. Singura problemă la Salina Turda, imediat după ce a fost renovată și s-au băgat milioane de euro, sigur, prin fonduri europene, dar ce mai contează, avea programul, nu știu, de la 9-10 dimineața până la ora 15. De ce? Ca nu cumva să apucați să mergeți la Salina, sigur, pentru cei care lucrează. Cum? Păi între 9 și 15 e clar că ești la lucru. Și am înțeles că și acum mai tot așa programul. Bine faceți să nu deschideți mai mult, că o să aveți vizitatori și o să vă scoateți bani investiți și nu e ok. Adică nu pentru Turda. Turda nu se fac chestii cu logică. Se fac așa, se face, hai să se facă și să se dreagă. Ăsta e modelul la Salina Turda. Și în weekend, din câte știu, tot așa e program scurt. Să nu cumva să apucăm să o vedem. Dacă vreți pe furiș sau sunt poze pe net, uite așa, puteți să vizitați Salina Turda. Nu știu care e program acolo. Am fost într-o duminică, nu mai țin minte la ce oră, dar frumos, orice caz. Da. Ce ziar ai? Mai am Cancan. Hai să vedem. Au cheltuit deja 10 milioane de dolari. Cine? Cei care au bani, doar nu noi. Brad Pitt vrea ca nunta lui cu Angelina Jolie din vara aceasta să fie perfectă, motiv pentru care se ocupă îndeaproape de pregătiri starul care supervizează lucrările de renovare a castelului Miraval, pentru că ăștia se căsătoresc în castel. Va avea loc, unde va avea loc ceremonia, a scos deja 10 milioane de dolari din buzunar și le-a promis muncitorilor de pe șantier prime grase dacă termină totul la timp. Deci, măi, cu 10.000 de dolari eu aș putea trăi câte vieți, deci nu o viață, câte vieți. Așa ar trebui să calculeze. Bine, măi, mergeți și lăfăiți-vă voi cu nunta voastră. La ce? De 10 milioane de dolari. Da, la ce? Libertatea, pagina 4. Ceaușescu a vrut să cumpere iahtul miliardarului Onassis. Nu e surprinzătoare prin nimic, după părerea mea, știrea asta. E surprinzător că Libertatea ia știri din 85, ia presa din 85, probabil că având acces la internet pot să facă lucrurile astea, și citează niște ziare din Grecia, din perioada aia. Ar fi vrut Ceaușescu să cumpere această navă care a fost donată de fiica lui Onassis guvernului grec, dar n-a mai apucat, deoarece s-a schimbat regimul acolo și noul președinte n-a fost de acord cu vânzarea vasului, că era foarte atașat de acest vas. Și că Coana Leana ar fi fost încântată de luxul vasului mai mult decât Cârmaciu, care nu era atât de încântat de lux. Și trecem la pagina 8, tot din Libertatea. Tu ai mânca un aligator? Este titlul. Mi se dau mai multe... Bine, am avut crocodil. Da, aligator. 3 zile. Da. Dacă aș fi știut la ce ajută, probabil că aș fi vorbit altfel cu oamenii. Auzi, te susțin, tovarășii tăi. Să adresez din inimă rugămintea de a lua cuvântul la această mare adunare populară a oamenilor muncii din capitală, a mult iubitului și stimatului conducător de partid și de țară, a eminentului revoluționar patriot, care de peste 6 decenii și-a dăruit întreaga activitate binelui, prosperității patriei, libertății, independenței depline a României socialiste, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și de asemenea, specialist în bucătărie și în tot ceea ce înseamnă chimie, mai mult de la tovarășa care este specializată în polimeri. Te spun de carne de aligator. Are doar o treime din grăsimile conținute de carne de vită, ajută la scăderea colesterolului rău din sânge și este foarte bogat în proteine. Reduce riscul de obezitate, diabet, boli de inimă și unele tipuri de cancer. Mă voi mai referi la câteva invenții imperialiste, cum ar fi vinul de șoareci, 2-3 pui de șoareci care sunt băgați într-o sticlă de alcool, după care câteva zile să bea lichidul, rezultat fiind un bun tonic pentru organism. Escamoles, larve de furnici gătite în diferite diverse feluri care fac minuni în ceea ce privește reumatismul. Texticule de taur, bogate în testosteron,
fac treabă bună, scot pioni prăjiți și așa mai departe. Nu mai pot să-mi ajunge. Tot felul de invenții din astea. Bun, tovarășu, bun, dar ce ai zis? Vin din șobolani? Vin din șobolani, 2-3 pui de șoareci sunt băgați în vin. Și cică îmbunătățește circulația și viața sexuală. Groaznic, groaznic ce se întâmplă acolo. Da. În adevărul, ziarul inimii tale. Adolescenții anului 2012. Fii atent, Dragoș. Ia zi. Dependența de mediile sociale, expunerea la materialele porno, sexul neprotejat, obsesia pentru un corp perfect, abuzul de alcool sau droguri sunt câteva dintre problemele adolescenților de azi. Ești măi, te-ai nebuni. Astea sunt problemele voastre. Deci eu la 14-15 ani aveam probleme că nu-i crește la Barbie părul. Jur. Eu la 14-15 ani nu știam ce-i prăjitura în centru. Da. Da. Și abia după 18 ani am ieșit din turda. Cam din asta se întâmplă. Bun, gata cu revista presei. A fost suficient pe ziua de astăzi. Să încheiem, da. Să se facă și să se dreagă și să se ia publicitate.